Să deschidem încă o dată Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, și vom urmări primele 11 versete. Pagina Bibliei 1206. Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce, și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum, nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Să reocupăm locurile și cel preanalt să binecuvinteze pentru noi cuvântul Scripturii. În dimineața aceasta, după cum ați putut auzi, am avut parte de multă învățătură. Prin cuvântul lui Dumnezeu am fost învățați cum trebuie să fim noi, slujitorii bisericii, bătrânii, prezbiterii sau episcopii. Dar în același timp, cuvântul lui Dumnezeu a arătat și cum trebuie să fie membrii bisericii, bătrânii, cei cu un număr mare de ani, surorile în vârstă, tinerii și copiii. Dar mai ales, continuă învățătura Apostolului Pavel dată lui Timotei și cu celelalte categorii de vârstă. Am vrea să ne rugăm în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să fim cu luarea minte. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Domnul să ne ajute să fim o biserică binecuvântată, să împlinim așteptările celui preanalt și împreună slujitori și membrii bisericii să putem împlini tot ceea ce ne-a învățat Dumnezeu pentru ca să fim pe placul Domnului. Amin. Am reînceput mesajele profetice și în vremea aceasta facem o recapitulare a primelor 5 capitole din Cartea Apocalipsa. De aceea voi trece fugitiv și în dimineața aceasta peste mesajul care îl vom avea în atenție, și anume, dacă suntem ajutați și prin mijloacele tehnice, mesajul care va avea titlul Iisus Hristos, Domnul Bisericii. În primul capitol al cărții Apocalipsa am observat imaginea slăvită a Domnului Iisus Hristos. Dacă trăim într-o lume în care Domnul Iisus Hristos, mai ales în această vreme, înainte de sărbători, este prezentat în imaginea lui de slujitor, ca un copil. Cartea Apocalipsa, o carte profetică, ne prezintă imaginea slăvită, glorioasă a Domnului nostru. Și am învățat că Domnul nostru... Nu putem avea următoarele puncte. Are o identitate slăvită, este prezentat aici ca fiind Hristosul, trimisul, unsul lui Dumnezeu, martorul credincios, cel întâi născut din morți. Domnul Iisus Hristos este prezentat ca cel ce era, cel ce este, cel ce vine.
începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, cel viu. În același timp, Domnul Iisus Hristos a împlinit o lucrare slăbită. Deci, revenim până când avem la îndemână posibilitățile de a urmări pe videoproiector ceea ce am văzut duminica trecută. Deci, Domnul Iisus Hristos este prezentat în imaginea Lui slăvită, având o identitate de slavă, așa cum El se descoperă și ne este prezentat de Ioan, după revelația care a primit-o din partea lui Dumnezeu, dar are o lucrare slăvită, și anume, Domnul Iisus Hristos este Cel care ne iubește, este Cel care a făcut din noi o împărăție, este Cel prin care avem parte de har, este Cel care ne ridică atunci când suntem căzuți și spunem, slăvit să fie numele. Domnul Iisus Hristos are o înfățișare slăvită. Și Ioan, când l-a văzut pe Patmos, l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în imaginea Lui de glorie. Și în detaliu este prezentată imaginea Domnului Iisus Hristos, înfățișarea Lui, în cuvinte care arată o asemănare cu anumite lucruri pe care noi le putem percepe. Pentru că nu putem în cuvintele pe care noi le avem la îndemână, în graiul nostru, oricât de elaborat ar fi, să-L putem prezenta pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea, gloria și slava înfățișării Lui. Dar Domnul Iisus Hristos are și binecuvântări slăvite pe care le oferă. El este Cel care aduce fericirea, de aceea spunea Ioan, ferice de cine citește, ferice de cei care ascultă cuvintele și care le împlinesc. Domnul ne iubește și a făcut din noi o împărăție, apoi Domnul este Cel care ne ridică atunci când am căzut și Domnul este Acela care ne face parte de binecuvântările Lui. Mă rog în această vreme ca Dumnezeu să ne ajute să-L putem vedea pe Domnul Iisus Hristos în toată slava, în toată gloria și în toată frumusețea înfățișării și a lucrării Lui. Dacă acum Îl vedem pe Domnul în această imagine slăvită prin credință, mă rog ca Domnul să ne ajute să-L putem vedea odată pe Domnul Iisus Hristos față în față și să-I aducem lauda, închinarea și slava pe care El o merită. Amin. Amin. În dimineața aceasta ne vom uita la prima parte a capitolului 2 și aș vrea să spun capitolul 2 și capitolul 3 din cartea Apocalipsa prezintă istoria bisericii. Și în capitolul 2 și capitolul 3 al cărții Apocalipsa, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Domn al bisericii. Hristos, Domnul bisericii. Această afirmație, Iisus Hristos, Domnul nostru, această afirmație cu derivatele ei, sau Domnul nostru Iisus Hristos, sau Hristos Domnul, sau Domnul Iisus Hristos. În Noul Testament apare de 82 de ori. Deci în relație cu noi cei credincioși și cu biserica sa, Domnul Iisus este Domnul. Și spunem, slăvit să-I fie numele. Ce înseamnă asta? În limba greacă, termenul este kurios, care înseamnă împărat, care înseamnă rege și în același timp care înseamnă stăpân. Ce face Domnul Iisus Hristos pentru biserică? Ce face Domnul Iisus Hristos pentru biserică? Noi știm, potrivit relatărilor Sfintei Scripturi, că Domnul Iisus a avut o misiune pentru biserică în timpul lucrării sale din mijlocul lumii, ca mântuitor. Pentru biserica sa, Domnul Iisus Hristos, ne vom întoarce la punctele acestea, încă n-am ajuns la punctul 1, de aceea vă spun eu când trebuie să ajungem la punctul 1. Deci Domnul Iisus Hristos a avut în timpul slujirii publice din această lume o lucrare pentru biserică.
Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru biserică cât a fost în trup asemenea nouă? Ce a făcut? În primul rând, Domnul Iisus Hristos ne l-a arătat pe Tatăl. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut. Ce am văzut? Slava singurului care este născut de Tatăl. În mijlocul lumii, Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit despre împărăția Lui, legile împărăției Lui Dumnezeu. Dar cea mai mare lucrare care a împlinit-o Domnul pentru biserică este că El și-a dat viața ca să răscumpere și să câștige pentru împărăția Lui Dumnezeu oameni din orice norod, din orice limbă, din orice neam. Și astfel Dumnezeu a făcut ca noi împreună să fim acum poporul Lui. Cei răscumpărați, cei născuți din nou, cei legați în dragostea Lui Dumnezeu, formează împreună biserica Domnului Iisus Hristos din toate timpurile. Credincioși care au început în biserica primară și credincioși care vor fi până la venirea Domnului Iisus Hristos din orice neam, din orice generație, de orice limbă, toți împreună sunt biserica Domnului Iisus Hristos. Dar ce face acum Domnul Iisus Hristos pentru biserică? El s-a dus la Tatăl și noi știm că acum Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi. Avem la Tatăl un mijlocitor. Apostolul Ioan spunea copilașilor, chiar dacă am păcătuit, mai există speranță. Dacă ne pocăim, avem la Tatăl un mijlocitor care este Hristos Domnul. Numele Lui să fie slăvit. Ce face El la Tatăl? La Tatăl Domnul Iisus Hristos ne pregătește loc. Și în săptămâna asta, la serviciile de mormântare, am auzit mereu spunându-se, da, El s-a dus să ne pregătească loc, așa cum a promis ucenicilor, și după ce se va duce și va pregăti un loc, se va întoarce și ne va lua ca să fim împreună cu El în slavă. Urmărind capitolele 2 și 3 din cartea Apocalipsa, vom vedea că Domnul Iisus Hristos, ca Domn al Bisericii, împlinește și alte slujiri. Și alte slujiri. În dimineața aceasta vom avea în atenție prima parte a capitolului 2, având, îndreptându-ne atenția spre biserica din Efes și biserica din Smirna. Urmează la mesajul care va veni să ne uităm la celelalte trei biserici din epoca sau perioada întunecată a bisericii. Și apoi un alt mesaj pentru a vedea biserica din zilele din urmă. Astăzi vom avea în atenție cele două biserici, biserica din Efes și biserica din Smirna, care au fost două biserici reale din vremea primară a bisericii, din Asia Mică. Deci au fost două biserici adevărate, care au existat în secolul I, în biserica, în Asia Mică. Și am pus la oaltă cele două biserici pentru că ele reprezintă și o perioadă istorică, și anume biserica din primul veac apostolic. Și am adăugat la biserica Efes, care de fapt definește perioada dintre anii 33 și 100 după Hristos, biserica Smirna, care într-un fel reprezintă biserica în istoria ei, sau istoria bisericii cuprinse între anii 100 și 314, până când în Imperiul Roman a venit la conducere Constantin, care prin decretele lui a adus libertate pentru biserică. Deci în vremea primară găsim câteva adevăruri pe care le menționează Sfânta Scriptură despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta am vrea să ne uităm la trei puncte importante ale lucrării Domnului Iisus Hristos. În primul rând, mărturia Domnului Iisus Hristos pentru aceste biserici. Și am vrea să observăm că Domnul Iisus Hristos se descoperă bisericii arătând
Ce face El pentru biserică? Ne uităm aici și observăm că Domnul Iisus Hristos se descoperă celor din Efes, spunând că El este Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și Cel ce umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Ce trebuie să știm? Hristos, ca Domn al bisericii, are în atenție biserica. El ține cele șapte stele, știți une, în mâna Lui cea dreaptă. Și El umblă în mijlocul bisericii. Slăvit să fie numele! Dar pentru cei încercați, Domnul Iisus Hristos se descoperă arătând altă dimensiune a identității Lui. În Smirna, pentru cei din Smirna, Domnul Iisus Hristos spune: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Celor ce sunt încercați, Domnul Iisus Hristos le spune: eu sunt începutul și eu sunt sfârșitul. Dar eu sunt cel ce am biruit moartea, cel ce a murit, dar care n-a rămas în mormânt, ce a înviat și e viu în vecii vecilor. Și spunem: slăvit să-i fie numele! Domnul Iisus Hristos, în misiunea sa de stăpân, de domn al bisericii, se descoperă, se prezintă potrivit nevoilor noastre. Faptul acesta arată că în El avem împlinirea tuturor nevoilor noastre. El este darul desăvârșit pe care ne l-a făcut Dumnezeu Tatăl pentru a căpăta împlinire deplină și spunem: slăvit să fie Domnul! Ne uităm apoi și putem observa nu numai mărturia Domnului Iisus Hristos pentru aceste biserici, ci și misiunea Domnului Iisus Hristos pentru biserică. Observăm și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și înțelegem că Hristos este în mijlocul bisericii. Ce înseamnă asta? Nu-i undeva sus, departe, ascuns, la care nu putem să ajungem, ci Hristos este în mijlocul bisericii. Însuși Domnul Iisus Hristos a spus: dacă doi sau trei sunt adunați în numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor. Dar nu numai atât. Hristos în mijlocul bisericii înseamnă onoare. Ce mare binecuvântare să-L avem pe Domnul Iisus Hristos între noi. Nu-i așa că suntem onorați când vin musafiri? Suntem onorați când o personalitate ne vizitează. Dar dincolo de acei musafiri care ne vizitează, între noi, ori de câte ori suntem adunați în numele Domnului Iisus, este prezent El prin Duhul Sfânt. De aceea venim la închinare, de aceea suntem în casa Domnului, pentru ca să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim, pentru ca ori de câte ori ajungem în casa Domnului aici, să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Dar Hristos nu numai că onorează prin prezența sa biserica, Hristos este acela care cunoaște ce se întâmplă în biserică. Iată ce spune Sfânta Scriptură: știu faptele tale. Știu necazul tău. Domnul Iisus este prezent aici, dar în același timp, ochiul Domnului Iisus Hristos observă, cercetează și înaintea ochilor lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. De aceea, în ziua aceasta am vrea să fim conștientizați de faptul acesta: El, Domnul, Stăpânul, ne cunoaște și ne știe așa cum suntem. Și iată ce știe Domnul. Știu osteneala, știu răbdarea, apoi știu cu ce te confrunți, încercările, că ai pus la încercare pe cei ce sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu răbdarea, suferința, știu perseverența, că n-ai obosit. Dar în același timp Domnul știe și necazul, Domnul știe și suferința, Domnul știe și încercările prin care trecem, așa cum afirmă către biserica din Smirna. În dimineața aceasta, stând înaintea lui Dumnezeu, am vrea să înțelegem
că Domnul ne cunoaște așa cum suntem, de aceea să nu ne ascundem. Fiindcă Dumnezeu este Cel care vede nascuns. Să trăim în așa fel ca ochii lui Dumnezeu să-și găsească plăcerea în viața noastră. Dar fiindcă Dumnezeu ne vede și știe unde suntem, să fim plini de nădejde. De ce? Dumnezeu ne cunoaște necazul, durerea, suferința, înfrângerile, ne cunoaște luptele. Și Domnul Iisus Hristos este acela care a trecut prin toate acestea, de aceea să fim mângâiați și întăriți, pentru că nimic nu este ascuns de ochiul lui Dumnezeu și noi avem parte de însoțirea și de prezența Lui în toate aceste necazuri. Dar Hristos este acela care ocrotește biserica. Și uitați-vă ce spune aici cuvântul Scripturii în versetul 10. Nu te teme de ce ai să suferi. Vei avea un necaz de 10 zile. Întărește biserica. Eu țin în mâna dreaptă biserica mea, cele 7 sfeșnice de aur. Și Domnul Iisus Hristos e Cel ce sfințește biserica. Și anume, a trimis aceste mesaje către biserica primară pentru ca să corecteze lucrurile care făceau ca biserica să intre într-o stare de declin, să-i pregătească pe cei de atunci să fie într-o stare după voia lui Dumnezeu. De fapt, Domnul Iisus Hristos dorește ca biserica să fie prezentată înaintea lui Dumnezeu Tatăl, fără pată, fără zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Frați și surori, Iisus Hristos e Domnul Bisericii și spunem, slăvit să-i fie numele. El e Cel ce se prezintă prin mărturia Lui potrivit nevoilor noastre. Și El este acela care își împlinește misiunea Lui față de noi și astăzi. Și ce binecuvântare este să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos la lucru între noi. De aceea ne rugăm ca prin puterea Duhului Sfânt El să-și împlinească lucrarea în mod desăvârșit. Dar închei prezentând încă un domeniu al misiunii Domnului Iisus Hristos. Mesajul pe care Domnul Iisus Hristos îl are pentru biserică. Atât pentru biserica din Efes, cât pentru biserica din Smirna, biserica primară, așa cum am definit-o astăzi, Domnul Iisus Hristos are un mesaj. În primul rând, mesajul Lui este o atenționare. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Domnul Iisus Hristos este acela care dorește îndreptarea noastră. De aceea ne atenționează. Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Sfânt când într-un fel, când într-altul și spunem slăvit să-i fie numele. Dumnezeu dorește ca noi să fim într-o stare după voia Lui. De aceea ne atenționează, dar pentru cei încercați, Domnul Iisus Hristos ne încurajează sau îi încurajează. Știu necazul tău, de aceea nu te teme, nu te teme. Apoi, mesajul Domnului Iisus este o avertizare. Dacă nu asculți, n-auzi, nu iei seamă la ceea ce îți spune Dumnezeu, ai grijă. Și iată ce îi spune bisericii din Efes. Ai grijă, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te, întoarce-te la faptele din tâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Cei care n-ascultă, cei care nu împlinesc cuvântul, vor suporta consecințele. Și Domnul Iisus Hristos prezintă public ce se va întâmpla. Dacă nu te pocăiești, vei pierde sfeșnicul. Sfeșnicul reprezintă mărturia prezenței lui Dumnezeu, lumina sau prezența Duhului Sfânt. Sunt foarte multe alți biserici astăzi care au ajuns să fie doar organizații religioase. Sunt foarte multe biserici astăzi care au ajuns să fie un club. Au pierdut sfeșnicul. Biserica este locul în care Dumnezeu își arată puterea și slava sa, întărind pe cei care lucrează, întărind cuvântul,
aducând vindecare și în același timp aducând nașterea din nou. Biserica este manifestarea prezenței și a puterii lui Dumnezeu la lucru între noi și spunem slăvit să fie Domnul. Cei ce nu se pocăiesc pierd sfeșnicul. De aceea aș vrea să spun, sunt mulți credincioși care au doar o formă de evlavie. Despre asta spune Apostolul Pavel lui Timotei. În vremurile din urmă, oamenii vor avea doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și mesajul Domnului Iisus Hristos este o asigurare. Și uitați-vă care este asigurarea. Cei ce se pocăiesc, cei ce ascultă, au parte de binecuvântarea pe care o oferă El. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Ce asigurare! Acces la pomul vieții și apoi cununa vieții, încununare. Ce binecuvântare oferă Dumnezeu! Ce asigurare deosebită! În lume putem avea necazuri, dureri, încercări, dar pentru biserică există un viitor. Și viitorul înseamnă acces la pomul vieții. Viitorul înseamnă biruința morții și încununare, când vom fi cu Domnul împreună în slavă. În ziua aceasta am prezentat mesajul așa din amintiri, pentru că n-am putut avea la îndemână imaginile videoproiector, dar am vrea să nu uităm, deși a mers la cer, Domnul Iisus Hristos e Domnul Bisericii și El lucrează și astăzi, lucrează în mijlocul Bisericii Lui. De aceea am vrea să ne rugăm ca să-L cunoaștem așa cum El ni se prezintă, ca să luăm aminte la atenționările Lui și apoi să fim fermi încredințați că tot ceea ce ne asigură, ne spune, va împlini la vremea potrivită. De aceea spunem ca Domnul să-și binecuvinteze biserica Lui, iar noi cei de aici să fim o biserică vie, în mijlocul căreia să fie prezent și să lucreze Domnul Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Amin.